Avem aici tablouri în spatele meu, în spatele tău. Povestește-mi puțin. Sunt doar câteva. Sunt doar câteva, da. Eu pictez de mic. Pasiunea aceasta o am din copilărie, când pictam, când pictam diferite materiale. Luam materiale și pictam pe materiale, înțelegi? Pe ele? Pe material. Wow. Deci, uite, lumea nu știe chestia asta, n-am pictat prima dată pe pânză. Luam materiale pe care le găseam în magazin, la turna, nu știu unde, și îmi făcea plăcere să pictez pe material. Atunci pictam cu acoarelă. Așa asta ți-ai dat mâna, practic. Da. Așa mi-am format eu mâna. Am ajuns în casa unor prieteni de la Ulm din Germania și în atelierul lor am stat o lună și jumătate și am învățat câteva tehnici ale picturii. Ei, văzând că mi-e niște lucruri interesante pe pânză, am zis să realizez acest proiect Artă pentru Suflet, proiect ce vine în ajutorul marilor artiști ai României și în special legendelor uitate. Da, explică-mi puțin, hai să intrăm în detalii. Da. Concret, ce face proiectul ăsta? Însemnând că... Adică, nu știu, să nu... Cea mai mare... Pentru cine spune, ia uite-l, domnule, și pe ăsta s-a apucat acum nu, de pictat. Eu sunt un amator. Să înțelegem cum stau lucrurile. Eu sunt un amator, eu nu sunt un profesionist. Am luat deja legătura cu un profesor ca să și fac câteva studii de specialitate, pentru că e foarte importantă cum așezi lumina, tehnica în care pictezi. Desigur că m-am interesat, dar e altfel când îți povestește și îți explică un profesor. Ei, în momentul în care am dat drumul acestui proiect, mi-am dat seama că este un lucru minunat, că pot să fac ceva pentru colegii mei mai mari și mai mici, însemnând că mare parte din ceea ce realizăm din pictură, venit financiar, banii merg către artiștii mari ai României. Am vorbit la Cristi în emisiune de câteva ori despre asta atunci când a avut o invitată pe prima femeie parașutist. Corect. Care a reprezentat cu cinste aviația română. Da? Am încercat să-i aduc zâmbetul pe buze pentru că altfel doamna era dat afară din chiria unde locuiește. Sunt câțiva oameni care au zâmbetul pe buze pentru că am ajuns cu proiectul meu la ei și aici mă gândesc la doamna Anca Pandrea, pe care eu o îndrăgesc atât de mult. Am pus și eu o cărămidă acolo la realizarea bustului lui Iurie Darie. Sau, da? Uite, nu știam. Păi, nu știai pentru că n-am vorbit despre lucrurile astea. Dar pentru că știu că ți-e prietena Anca Pandrea și știu cât de mult țineți la familia Pandrea și la Iurie Darie, ți-am spus lucrul acesta. Maestru Ilie Micolov, care se mișcă extraordinar de greu, da. Și care e bolnav și care trăiește cu supărarea asta în inimă că nu poate să fie din nou pe scenă să cânte pentru publicul său. Cornel Constantiniu, pe care eu îl ador. În tinerețe nu cântam decât Dan Spătaru și Cornel Constantiniu. Eu sunt un trubadur. N-am să uit cât trăiesc. E cu lumea lui, maestru. Acolo, în acel apartament, unde am ascultat 3 ore muzica dumnealui pe un magnetofon. Și tot așa, sunt peste 50 de artiști care, datorită proiectului Artă pentru Suflet, sunt un pic mai fericiți. Asta fac eu, Oana dragă. Și dacă am văzut că sunt niște opere frumoase pe care le realizez, dai seama că prima părere am cerut-o Elenei, care pe lângă faptul că are ochiul format de atâția ani, vreau să vă spun un lucru, 800 de angajați are această micuță femeie, 800 de angajați cu un suflet care nu încape în acest studio de televiziune. Cum reacționează cele 800 de doamne în momentul în care Paul le cântă? Pentru că eu am văzut niște imagini. Dar nu absolut, poți să arăți imaginile alea? Absolut. Da. Hai să vedem. Hai da. Zile de imagine, da. Că sunt aioasă. Absolut cutremurătoare, adică deci, mi s-a părut Ioan, fantastic. N-am mai văzut așa ceva. Știi, eu întotdeauna l-am considerat pe Paul un fenomen. Iar pe de altă parte, dat fiind de formația mea profesională, l-am considerat o investiție indirectă. Da. Beneficiul, în schimb, nu l-am putut măsura niciodată în bani, dar în schimb, beneficiul pe care eu l-am obținut de pe urma investiției mele indirecte are o valoare pe care e foarte greu să o poți aproxima. Să vezi bucuria de pe chipul unor oameni, să vezi cum își încarcă sufletul de fericire, cum se exteriorizează, cum se apropie. Auzi, Oana, vreau să dai imaginea asta, te rog eu. Uite, urmăriți imaginile, că după aia revenim, vă rog eu.
Ei, ce părere ai? Te rog frumos, spune dacă mai zici Dumnezeule, ceva. Dumnezeule, Doamne! Vreau să spun că acum cresc generații de copii, da, care îi recunosc muzica. Ce frumos! Atunci când știu mămicile că se apropie așa câte un eveniment și că ar trebui Paul să vină, își aduc copiii acolo. Ce? Și aproape că ăia mici îi cântă melodiile. Mai...